Bună ziua! Vom continua cu explicările noastre care sper să vă fie de ajutor. Continuăm cu limba română literară. 102. Subliniați varianta corectă din următoarele propoziții. În vacanță m-au vizitat sau m-a vizitat o mulțime de prieteni. Având în vedere că imediat avem o greșeală de ortografie, care nu o putem permite, deci în vacanță m-au vizitat. O parte dintre aceștia sau acestea vor deveni specialiști. Deci acestea și cu specialiști nu poate să fie, o parte dintre aceștia vor deveni specialiști. Fratele, mama și sora mea au fost chemați sau fratele, mama și sora a fost chemate la serbare. Deci fratele, mama și sora au fost chemați. În ce privesc examenele, nu-mi face prea multe griji sau nu-mi fac prea multe griji. În ce privesc examenele, nu-mi fac prea multe griji. Subliniați cuvintele care conțin sunete redate prin litera X pronunțată KS. Dacă le subliniem, box, se aude KS. Exact, nu este corect, deci este incorrect, nu-l subliniem, este exact. Expoziție, KS. Existența, nu se aude KS. Fix, lux, explicație, avem KS, exemplu, se aude GZ și la taxi se aude KS. Scrieți forma corectă a cuvintelor din paranteze. Autostrada are 6 benzi de circulație. Din camera alăturată se auzeau râs zgomotoase, deci râsete. Mama a pus cristal în bufet. Mama a pus cristalurile în bufet, prin colț camerei, deci prin colțurile camerei. Colțurile, la plural. Acordul predicatului cu subiectul este greșit în următoarele enunțuri. Scrieți forma corectă. Noi ați fi mers dacă a fi știut. Noi am fi mers. Deci de la ați fi mers, am fi mers. Și mai avem dacă a fi știut, dacă am fi știut. Ion și Maria vom merge la mare. Deci vor merge la mare. Elevii plec în excursie, elevii pleacă. În excursie. 106. În versurile populare. La mândra-i cale departe nu pot merge fără de carte. Cuvântul carte este sinonimul cuvântului literar, scrisoare, volum, cal sau manual. Există un cântec popular la care se spune să-mi scrie cartea
cred că primarul satului sau cineva, deci nu poate să scrie un volum, un caz sau un manual, deci îi scrie o scrisoare. Corectați greșelile din următoarele propoziții. Nu e suficient ca să vrei, trebuie ca să poți. Și scriem. Nu e suficient să vrei, trebuie să poți. S-a întâmplat că trebuiam să plecăm. Deci verbul a trebui este un verb impersonal sau unipersonal, la persoana a treia doar se folosește. S-a întâmplat că trebuia să plecăm. Transcrieți propozițiile în limba literară. Eu mi-s cel mai bun la matematică. Deci nu se spune eu, ci eu. Sunt cel mai bun la matematică. O fost fain la munte. A fost frumos la munte. Fain este o formă populară. 109. Notați forma literară a următoarelor verbe. Imitează, imită. De la scoți, scot. De la văz, văd. Vauz, vaud. Mă prinzi, mă prind. Citiți textul de mai jos și încercați să deduceți dacă este un text literar sau dialectal. Mult ce am văzut pe bani, vieți bine, cum nu vieți orșușine. Da, păi l-am văzut anume păl mai tare om de lume care se juca cu lei și băcea de-i lua tăți miei. Cui l-o dobor în țărână, ișea că-i plăcește în mână o cărcie de-a dosută fără de nicio dispută. Fragment din Al mai tare om din lume de Victor Vlad de la Marina. Încercuiți litera din fața răspunsului corect. Este text scris în grai bănățean sau este un text scris în limba română literară? Deoarece eu vi l-am citit în limba, într-un grai bănățean, o să vă subliniez doar câteva mărci, după care vedeți că este într-adevăr scris într-un dialect bănățănesc. Deci, văst, viez, orșușine, viege, dapăi, păl, dân, să juca, și-i băcea dăi, tăți zmei, cui l-o dobor în țărână, ișa, că-i plăcește în mână, o hârcie, da, dosută, fără de nici o dispută. Deci asta, da. Deci asta este forma grafică, vi l-am și citit în grai.
111. Răspundeți corect cerințelor sub A și B care se referă la istoria limbii române. Sub A. Subliniați dialectele istorice. Deci ne-am învățat că dialectele istorice. Există 4 dialecte istorice. Deci cel istro-român, ardelenesc nu este un subdialect, bănățean la fel. Deci daco-român, care este acum la baza limbii noastre literare, megleno-român, moldovean, nu? Că este subdialect, crișan subdialect, aromân sau macedoromân. Deci sunt 4. Și sub B, primul text nebisericesc datează din secolul al XVI-lea sau din secolul al XIX-lea. Având în vedere că știm că primul text nebisericesc este scrisoarea particulară a lui Neacșu și este din 1521, deci este secolul al XVI-lea. Din ce este format vocabularul limbii române? Știm că vocabularul limbii române, deci asta am învățat, este format din masa vocabularului, care cuprinde toate cuvintele, inclusiv neologismele, arhaismele, și din fondul principal de cuvinte. Încercuiți literele din fața răspunsurilor corecte. Sub 1. În ce secol se poate considera că a fost formată limba română? Sub A. Sfârșitul secolului al III-lea, deci prea devreme. B. Începutul secolului al XIX-lea, când deja am avut o literatură. Sau C. Secolul al VII-lea, respectiv al VIII-lea. Deci acesta este și răspunsul. Sub 2. Structura gramaticală a limbii române este de origine, firește, nu slavă, nu greacă, ci latină. Sub 3. În secolul al XVI-lea, pe teritoriul României de azi, a folosit alfabetul sub A, chirilic, latin sau grecesc. Deci în secolul al XVI-lea, pe teritoriul României, având în vedere că până în 1860 s-a folosit alfabetul chirilic, atunci spunem că și în secolul al XVI-lea a fost tot alfabetul chirilic. 114. Enumerați dialectele istorice ale limbii române. Știm că avem 4 dialecte istorice și acestea sunt cele daco-român, aromân sau macedo-român, cel megleno-român și cel istro-român, care este pe cale de dispariție. Legați cuvintele din coloana stângă, aparținând graiurilor bănățene, cu varianta lor literară din coloana dreaptă. Avem pită, socac, cătană, șnaider, cucuruz. Și formele literare porumb, soldat, croitor, pâine, stradă. Știm că pită este pâine, socac sau stradă, cătană sau un soldat
Schneider, croitor. Cucuruz, porumb. Citiți versurile următoare, luate din poezia Îl mai tare om din lume de Victor Vlad de la Marina. Trâmbi, zdobe, larmă, chiot, fluier, strigăt, râs și ropot. Ce să fie, ce să fie, ia că întâlc minajărie, o comedie dacă cu fiară și împrejur lume și țară. Poezia urmărește particularitățile cele mai însemnate ale subdialectului bănățean. Acest subdialect nu este corect din punct de vedere fonetic, gramatical și lexical. Cum se numește aspectul cel mai îngrijit al limbii comune tuturor românilor? Deci este limba română literară. Încercuiți litera din fața cuvintelor scrise în limba română literară. Și avem sub A cartofi, porumb, fasole, ceea ce ne este cunoscut, și B păsulă, crumpi, cucuruz. Deci aceste forme nu se folosesc peste tot la fel, deci este un grai bănățean. Limba română literară este sub A. La capitolul literatură, exercițiul 118, lângă numele scriitorului, scrieți titlul operei literare care aparține. Avem Proștii, Bunica Safta, Cireșari, Iarna, Vrăjitorul din Oz și Gândecelul. Liviu Rebreanu a scris dintre toate aceste creații literare pe care le avem și le aveți în manualul de clasa 7 și 8-a. Deci Liviu Rebreanu, Proștii. Nuvelă, foarte cunoscută. La Emil Gârleanu, care a scris din lumea celor care nu cuvântă, deci este vorba despre lumea animalelor, Gândecelul. Constantin Chiriță are romanul Cireșarii. Vasile Alexandrii, cel mai renumit pastelist, Iarna. Ion Agărbiceanu, care a scris Bunica Safta, novela. Frank Baum, Vrăjitorul din Oz. Lângă titlul operei literare date, scrieți care este autorul ei. Avem autori Ion Creangă, Petre Ispirescu, Vasile Alexandrii, Iovan Steria Popovici. Dintre opere avem Judecata Vulpei, Ion Roată și Cuza Vodă, Tigva Fantosită și Iarna. Am spus că cel mai cunoscut pastelist este Vasile Alexandrii, Tigva Fantosită din Pocondire în Aticva din Iovan Steria Popovici, Moș Ion Roată și Cuza Vodă este a lui Ion Creangă și Judecata Vulpei a lui Petre Ispirescu și le vom trece. Ion Creangă. Tigva Fandosită, Iovan Sterea Popovici. Thank you.
Și avem Iarna de Vasile Alexandrei. Scrieți pe linii cine este autorul operei respective. Scormon, domnul Vucea, piatra corbului, ploaie la nada florilor. Scormon, Ioan Slavici. Domnul Vucea, Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Piatra corbului, Alecu Rousseau. Ploaie la nada florilor, cel mai cunoscut scriitor care a făcut descrieri, deci este Mihail Sadoveanu. În dreptul fiecărui scriitor, scrieți opera literară care îi aparține. Avem o scrisoare pierdută, Limba noastră, Baltagul, Crăiasa din povești. Mihai Eminescu a scris cunoscuta poezie Crăiasa din povești. La Ion Luca Caragiale, o scrisoare pierdută. Alexandru Matevici și Limba noastră. Iar la Mihail Sadoveanu avem romanul Baltagul. Încercuiți răspunsul exact. Comedia este specie a genului dramatic cu conflict comic, ce satirizează viciile omenești și sociale, având deznodământ vesel și caracter moralizator. Deci avem comedia, care se leagă de cuvântul comic, a satiriza și deznodământ vesel. Deci este o specie a genului dramatic cu conflict comic. Încercuiți răspunsul corect. Comedia este, sub 1, specia genului dramatic în care sunt înfățișate personaje, moravuri sociale care stârnesc râsul, având final comic, deci însemnăm râsul și final comic, iar sub 2, creație epică de mare întindere, complexitate problematică și acțiune amplă cu conflicte, frământări sufletești și o varietate de tipuri umane, ceea ce ar corespunde unui roman și deci este o specie a genului dramatic. 124. Genurile din care fac parte operele literare sunt liric, masculin, epic, feminin, neutru sau dramatic. Încercuiți răspunsurile corecte. Aveți grijă dacă scrie răspunsurile. Dar noi știm că genurile unor opere literare este genul liric, epic și dramatic. Le căutăm. Deci, epic, liric și
dramatic. Strofa formată din patru versuri se numește monostih, ceea ce înseamnă un vers, deci de la mono, terțină, de la trei, catren, din francezul quatre, deci patru, și octet, de la opt. Deci dacă ne trebuie patru, avem din cuvântul francez catren. Se dau versurile. A trecut întâi o boare pe deasupra viilor și a furat de prin ponoare puful păpădiilor. Cum se numesc rândurile dintr-o poezie? Deci un rând dintr-o poezie se numește vers. Sau versuri. Cum se numește o astfel de strofă formată din patru versuri? Am avut ceva mai devreme. Deci catren. Și numește tipul de rimă din această strofă. Să vedem. Dacă avem boare, a, viitor, o altă terminație, b, boare, ponoare, a, viilor, păpădiilor, avem b. Dacă luăm că a și a merg și b și b, avem o rimă încrucișată. Identificați rima din următoarele strofe. Mândru ciobănaș, din fluier doinaș, pe Argeș în sus, cu turma te-ai dus. Din literatura populară. Și peste vârfuri trece luna, codruș bate frunza lin, dintre ramuri de arin, melancolic codrul sună. Și să vedem, dacă avem ciobănaș, îl însemnăm, deci, a, doinaș, tot a, sus, b, dus, b. Dacă avem două cu două, se numește rimă împerecheată. Iar al doilea, peste vârful trece lună, frunza lin, b, arin, b, sună cu lună, a, deci a cu a și b cu b este o rimă îmbrățișată. Citiți versurile eminesciene. Peste vârfuri trece luna, codruș bate frunza lin, dintre ramuri de arin, melancolic codrul sună. În față ne apare un tablou nocturn, care este realizat cu ajutorul descrierii ca mod de expunere. Încercuiți răspunsul corect. Deci da sau nu? Avem, deci, vârfurile, luna, deci peste vârfurile munților, luna, codru, frunzele, ramuri de arin și cum sună cornul. Deci avem ceva idilic care se găsește într-un tablou și răspunsul este da, este o descriere. 129. Citiți cu atenție textele din mai jos și încercuiți răspunsul corect. În zbieretele desperate ale lui Bubico, mamițica îi dă să aprind. Îi mulțumesc și mă așez în locul cel mai departat din compartiment, de teamă că n-am să mai pot rezista pornirii și am să-i trag la cap când și l-o mai scoate din paner. Frumușel că ți-l aveți, zic eu, Cucoani, după câteva momente de tăcere. Dar rău? Aș, nu e rău, zice Cucoana, până se învață cu omul, dar nu știi ce cu minte și fidel este și deștept? Hei, bine. E ca un om, frate, doar că nu vorbește. Fragment din Bubico.
Textul este unul narrativ sau textul este descriptiv. Deci ne arată ce se întâmplă, este un text narrativ. Avem acțiune. Sub 2, Tipătescu. Ei, neică Zahario, ce e? Ia spune, te văz că am schimbat, Trahanache. Ai puțin dică răbdare, să vezi, azi dimineață pe la 8:30 intră feciorul în odaie. Și așa mai departe, deci avem un dialog dintre două personaje. Și spune, textul este descriptiv sau textul este dialogat. Dacă avem personaje, deci avem Tipătescu, avem Trahanache, care dialoguează, deci este un dialog. 130. Urmăriți atent fragmentul din textul Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Un moșneag nebun, cu o vițică de funie, n-are ce lucra. De vânzare ție gănui găinușa aceea, măi băiete. De vânzare, moșule. Și cât cer pe dânsa? Cât crezi dumneata că face? Ia adun cu acela moșul să o drămăluiască. În text este folosit dialogul, povestirea sau descrierea. Având în vedere că avem peste tot, avem această liniuță de dialog, atunci este un dialog dintre moșneag și Ion Creangă. 131. Scrieți pe linie răspunsul corect. Cuvântul care imită prin sonoritate acțiunea pe care o exprimă trosc, pocnesc, pocnet, tropot, vâjăit, se numește onomatopee în literatură. Sub A. În strofa de mai jos, subliniați versul în care apare comparația ca figură de stil. Să găsim mai întâi comparația. Din văzduh, cumplita iarnă cerne norii de zăpadă, lungi troiene călătoare adunate în cer grămadă, fulgi zbor plutesc în aer ca un roi de fluturi albi. Deci dacă avem acel cuvânt ca, imediat avem comparație și vom sublinia acel vers. Acesta este, răspândind fior de gheață pe ai țării umeri de albi. Și sub B, în ultimul vers, sunt subliniate două cuvinte care nu sunt comparații. Pe linie scrieți despre ce figură de stil este vorba. Deci avem fiori de gheață pe ai țării umeri de albi. Deci umerii sunt de albi. Și este vorba de epitet. În enunțul. Copiii s-au împrăștiat prin sat, ca făina orbilor. Figura de stil predominantă este personificarea, metafora sau comparația. Să încercuim litera. Deci dacă avem acel ca, avem obligatoriu o comparație. Și însemnăm ce. În versurile, neguri albe, strălucite, naște luna argintie. Avem ca figură de stil hiperbolă, antiteză sau epitet. Dacă avem neguri albe, strălucite, naște luna, ce fel de lună, argintie. Toate acestea sunt epitete. 135. În versurile. Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt. Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet. Cuvintele subliniate sunt ca figură de stil. Epitete, comparații, personificări. Deoarece eu aici nu am puse acele cuvinte, le voi căuta și le voi spune care sunt. Deci ar fi epitet. Deci ar fi lângă izvoare, unde pare de omăt, flori albastre, tremuri ude, în văzduhul tămâiet. Și atunci găsim că sunt epitete.
136. Citiți cu atenție următorul fragment. Așa, fără frunze, seamănă cu un om. Stă în livadă ascultând parcă o voce lăuntrică. Ciudat stejar, îi spusei mamei, care aduna de zor crengi uscate pentru foc. Și eu adunam, însă m-am îndreptat de spate să-l privesc. Unde se petrece acțiunea din fragment? Deci căutăm primul cuvânt. Deci stă în livadă. Livadă. Atâta se cere. Unde se petrece acțiunea? 137. Iosif mângâia sinul, ajuta apoi Mariei să se ridice, dar când Maria se întoarse să ia scufița, rămase locului uimită. Tulpina spinului se prefăcuse în lugeri verde și în locul scufiței strălucea o floare albă ca zăpada, deschisă ca un potir de cristal. Și pruncul i-ar zâmbi. Maria lăsă pe Iosif să potrivească înainte căpățul asinului și nu-l spuse nimic despre floare de teamă să n-o rupă. Maria își desfăcu părul, care parcă luase ceva din mireasma neasemănată a floarei, și feri capul lui Iisus în umbra lui. Și de atunci până astăzi, crinul culege în floarea lui cele din tâi lacrimi de rouă ale dimineții. Este luat din Emil Gărleanu, Floarea lacrimilor, și scris pe linie personajele care apar în acest text. Deci la început am avut Iosif, a apărut Maria și pruncul Iisus, care trebuie să fie protejat. Deci Iosif, pruncul Iisus. Citiți cu atenție textul și completați enunțurile. Corbac zace la închisoare de 3 ani lipsiți de soare. La noi ni se cere. Personajul Corbac zace la închisoare de... Și am avut imediat de 3 ani. În oraș la Țarigrad. Deci, în orașul Țarigrad. În beci la Sultan Murat. El oftează și jelește și prin gratii tot privește, când la nori, purtați de vânt, care plouă pe pământ, când la cârduri de cocoare, ce mereu zbor către soare. Deci prin gratii privește, când la nori, când la cârduri de cocoare. Deci când la nori, când la cocoare. Cucoare sau cocoare. Citiți atent fragmentul. Bunica Safta era văduvă de 10 ani și împlinea în vara asta, la Sfânta Maria Mare, 75. Toată viața ei era o femeie înaltă, uscățivă, iută în mișcări, neodihnită la lucru, pornită spre mânie, repede, învolburată, dar îi trecea de grabă, se liniștea și izbucnea în râs. Fragment din bunica Safta. Recunoașteți trăsăturile fizice ale personajului din fragment. Le voi căuta în text. Deci era văduvă. Împlinea în vara asta Sfântă Maria 70 de ani. Toată viața ei era o femeie înaltă, uscățivă. Deci văduvă, înaltă, uscățivă. Asta este răspunsul. 140, sub numărul 1, transcrie cele două propoziții din care reiese portretul fizic al Domnului, iar sub 2, numărul transcrie propoziția care determină portretul moral al Domnului Petrean. Deci mai întâi trebuie să ne concentrăm la portretul fizic, deci cum arată.
Să mergem în clasa a treia. Directorul mi-a dat bilet să te înscriu. Când intrai în clasă, văzui o vergea lungă, galbenă și lucioasă, răzemată de masa profesorului a domnului. Domnul, un om înalt, slab, cu barbă rară și înspicată. Domnul era încruntat și galben. Deci este un portret fizic. Și înspicată. Este o propoziție. Și domnul era încruntat și galben. De cele două propoziții și sub doi avem portretul moral. Domnul striga pe băieți cu un glas ascuțit. Ce făcea? Domnul striga pe băieți cu un glas ascuțit. Băieții stau ca sfinții în bănci, vreo trei, cu urechile roșii și aprinse ca focul, în genunchi lângă o tablă neagră. Lacrimile le picurau în cărțile deschise și aduse la vârful nasului. Deci sunt descriși băieții, nu domnul. Și atunci punem. Domnul era striga pe băieți cu un glas ascuțit. Citește atent fragmentul. O văz ca prin vis. O văz limpede așa cum era. Înaltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii căprui, cu gura strânsă și cu buza de sus crestată în dinții de pieptene de la nas în jos. Recunoaște trăsăturile fizice ale personajului din fragment. Dacă este înaltă, uscățivă, cu ochii verzui, înaltă văduvă uscățivă sau înaltă uscățivă cu ochii căprui. Căutăm un text. Înaltă uscățivă, părul nu este dat, cu ochii căprui. Deci înaltă uscățivă cu ochii căprui este sub C. Se dă textul. Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui Greucean un cioc de apă dulce și îi stâmpără setea, căci însetoșaseră nevoie mare. Atunci Greucean nu mai prinse la suflet și împuternicindu-se, unde ridică nene odată pe zmeu și trântindu-l în pământ până la gât și puse piciorul pe cap ținându-l așa. Apoi zise: spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea. Se codea zmeul în gâna verzi și uscate, dar Greuceanu îi mai zise: spune-mi, vrei or nu, eu tot le voi găsi și încă și capul retezați-l voi. Indică prin încercuire care moment al subiectului este prezent în acest fragment. Expozițiunea, intriga sau deznodământul sau desfășurarea acțiunii, punctul culminant. Deci noi vedem că ceva aici se întâmplă, deci nu este expozițiunea. Nu știm unde se întâmplă, deci în momentele de loc nu sunt, intriga nu este, deznodământul. Nu avem un sfârșit, ci o desfășurare a acțiunii. O 143.
Citiți textul și încercuiți varianta corectă referitoare la momentele subiectului din acest fragment. A doua zi, de dimineață, Leana, intrând în odaia hagiului, îl găsi numai în cămașă, în cămașa sa petec de petec, trântit cu fața în jos, pe aur îngropat în galben, cu fruntea pumpuroi de lire, cu ochii închiși. Cum îl văzu, începu să plângă. Dar ca prin minune, trupul hagiului se cutremură. Banii sunară de-a lungul, de la picioară până la frunte. Săltă capul, deschise ochii stinși și îndreptă ca niște sticle reci asupra Leanii. Nu te uita, închide ochii, ochii fură, închide ochii. Picioarele îi se lungiră, mâinile îi se înfipseră în bani și a dormit de veci. La capul lui mergea Leana, după ea câțiva bătrâni, cu ctitorul la mijloc. Unul din bătrâni întrebă pe ctitor. Ce bani a lăsat? 1 milion, răspunse ctitorul. Mai multe glasuri s-auziră în depărtare. Veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire. Textul este scurtat și se cere să găsim dacă este punctul culminant și deznodământul, intriga și punctul culminant, desfășurarea acțiunii și punctul culminant. Deci noi avem o încheiere, dar înainte de asta avem un punct culminant când el moare și deznodământul, unde îi se cântă veșnica lui pomenire. Anecdota istorică, Ion Roată și Voda Cuză, are mai multe momente. Ion Roată mulțumește domnitorului pentru banii oferiți drept recompensă, dar cel mai mare necaz al lui era cinstea. Dar cu rușinea, ce mi-a făcut? Cum rămâne, măria ta? Textul redat este o introducere, deci nu este, știm ce s-a fost la început, că s-au adunat un divan ad hoc. Desfășurarea acțiunii, este foarte puțin pentru o desfășurare a acțiunii, un punct culminant. Deci acesta este chiar punctul culminant când pune întrebarea ce rămâne cu rușinea pe care a pățit-o. Aici ne oprim și vom continua într-o altă oră.